Prezent în ediția din 27 iunie a emisiunii Deșteptarea de seară, Gabriel Corodeanu, fost lider al Ligii Studenților din Universitatea Vasile Alexandrii Bacău, dar și fost consilier local, a povestit în premieră cum a ajuns politician de nevoie. Corodeanu a explicat că fostul șef al Uniunii Naționale a Studenților din România, Nicolae Bănicioiu, a negociat cu PSD și PUR înregimentarea liderilor de ligi studențești din țară în schimbul unui mandat de deputat. În această înțelegere era inclusă și folosirea studenților din ligă ca agenți electorali. Ca urmare a acestui troc, Bănicioiu a devenit deputat PSD de Bacău în legislatura 2004-2008. Ai fost președinte la Liga Studenților, nu? Da. La Universitatea Bacău, da. Uite că e bine să subliniem și lucrul acesta. În momentul când erai student și te-ai dus să te înscrii într-un partid, te-ai scris la PUR atunci, la Partidul Umanist, nu? Nu, atunci nu m-am dus eu să mă înscriu la Partidul Umanist. Atunci e o poveste. Păi spune-mi că eu nu știu, chiar nu știu. Racolării liderilor studențești la nivel național de către PSD și Voiculescu la momentul respectiv. În momentul respectiv eram în biroul național al conducerii studenților din România, UNSR, Uniunea Națională a Studenților din România. Președintele nostru era Nicolae Bănicioiu, actualul deputat PSD. Fostul deputat de Bacău. În 2004, domnul Bănicioiu a dus o politică de colaborare cu partidele politice la momentul respectiv și a încercat cumva să coordoneze, ca să spun așa, liderii locali din toată țara, de la nivel național, către anumite partide politice. El negociindu-și la momentul respectiv candidatura pe funcția de deputat în Bacău. Stai mai, ce-am spui tu mie? Deci el cumva ca lider național al studenților. El la momentul ce-a zis așa? S-a dus la politice și a spus în felul următor: bă, dacă voi mă faceți pe mine deputat și îmi dați un colegiu eligibil. Nu, stai că nu era pe listă atunci. Faceți deputat, băi ăștia de la PSD, eu vă aduc toți liderii studenților pe care voi regimentați în diferite partide. Corect. Asta a fost trucul. Asta a fost. A spus vreodată chestia asta cuiva? Nu, până acum am fost întrebat și n-am spus absolut nimănui. Timp de 4 ani în calitate de deputat de Bacău, Nicolae Bănicioiu s-a remarcat prin absență. Acesta nu a organizat nicio conferință de presă și nici măcar nu a participat la acțiunile pe care partidul, ce le-a inclus pe liste, le-a desfășurat pe plan local. Bănicioiu nu a putut fi contactat pentru explicații suplimentare.